Bună ziua, dragele, și bine ați venit din nou alături de mine la o lecție de limba și literatura română de clasa 7. În această lecție ne vom reaminti împreună forma corectă a unor pronume și adjective pronominale. Haideți să ne amintim ce este pronumele și ce tipuri de pronume există în limba română. Pronumele este parte de vorbire flexibilă care ține locul unui substantiv. Am învățat 10 tipuri de pronume. Pronume personal, pronume personal de politețe, pronume reflexiv, posesiv, demonstrativ, nehotărât, negativ, interrogativ, relativ și pronume de întărire. Ultimul nu se mai folosește în limba română actuală, dar îl putem găsi în scrierile mai vechi. Dintre cele 10 tipuri de pronume, doar 7, mai exact anumite forme ale lor, pot deveni adjective pronominale dacă se acordă cu un substantiv în gen, număr și caz. Astfel, avem adjective pronominale posesive, demonstrative, nehotărâte, negative, interrogative, relative și de întărire. În cele ce urmează, am ales câteva situații de pronume și adjective pronominale care le pun probleme de ortografie elevilor. O situație de acest tip este a pronumelor și adjectivelor pronominale demonstrative de depărtare, aceea, scris cu 2e, respectiv aceea, scris cu ei, ele fiind confundate deseori. Să vedem care este regula. Pronumele și adjectivul demonstrativ de depărtare se scrie astfel. La masculin plural cu ea, băieții, aceea, la feminin singular cu e, fata, aceea. O altă greșeală des întâlnită este cea referitoare la scrierea pronumelui relativ care, cu sau fără prepoziția pe. Regula spune că este obligatorie folosirea prepoziției pe în fața pronumelui relativ care, în acuzativ, cu rol de complement direct. De exemplu, cartea pe care o citesc este interesantă. Nu spunem cartea care o citesc este interesantă, acest din urmă enunț fiind greșit. Se folosește pronumele relativ care fără prepoziția pe când acesta are funcția sintactică de subiect, de exemplu, cartea care se află pe birou este împrumutată de la bibliotecă. Concluzia este următoare. Prepoziția pe are rolul de a diferenția complementul direct de subiectul exprimat prin pronumele relativ care. Alt caz care pune probleme de ortografie este cel al formelor nicio, respectiv nicio, niciun, respectiv niciun. Regulile sunt următoarele. Atunci când este adjectiv pronominal negativ, se scrie împreună nicio. Exemplu, nu am luat nicio notă astăzi. Dacă nici este conjuncție coordonatoare copulativă, iar o sau un este numeral, construcția se scrie în două cuvinte, nici o, respectiv nici un. De exemplu, azi nu a rezolvat nici o problemă, nici două. Nu am luat nici un pix, nici mai multe. Concluzia este clară. Când nici apare dublat în enunț, dacă una dintre forme este însoțită de un sau o, cele două forme se scriu separat. În ceea ce privește adjectivele pronominale vreun și vreo, acestea se scriu într-un cuvânt. Toate pronumele și adjectivele pronominale nehotărâte compuse se scriu în câte un singur cuvânt. De exemplu, vreun sau vreo nu se scriu cu cratimă, ci împreună, așa cum am spus. Și pronumele și adjectivele pronominale oricare și orice pun o problemă de ortografie, ele fiind scrise uneori fără i în interior. Pronumele și adjectivele pronominale nehotărâte, compuse oricare, orice, au obligatoriu sunetul și litera i la sfârșitul primei silabe. Forma pronominală fiecare pune problema acordului. Atunci când este subiect, pronumele fiecare impune acordul la singular. De exemplu, fiecare dintre voi știe acest lucru. Să aducem în discuție acum pronumele personale de politețe. Dumneata, dumitale și dumneavoastră.
Pronumele personal de politețe dumneata are la genitiv dativ forma dumitale. De exemplu, casa dumitale este la marginea orașului. Nu spunem casa dumneata este la marginea orașului. În ceea ce privește pronumele personal de politețe dumneavoastră, el se folosește împreună cu un verb la persoana a doua a numărul plural, chiar dacă adresarea se face către o singură persoană. Spunem, de exemplu, dumneavoastră ați fost invitat. Nu în ultimul rând, vom vorbi despre formulele reverențioase. Ele arată cel mai înalt grad de respect, se folosesc într-un limbaj oficial și protocolar și se scriu cu majuscule la fiecare dintre termenii componenți. De exemplu, majestatea voastră sau maiestatea voastră, domnia voastră, preafericirea voastră sau excelența sa. Ați ajuns la finalul acestei lecții și vă felicit! Nu uitați! Este important să folosim corect în vorbire și în scriere pronumele și adjectivele pronominale. Vă aștept cu drag la o lecție viitoare. Pe curând!